Ultimele ședințe ordinare a actualelor legislative locale din județ au avut loc în ultimele zile ale lunii septembrie. Unii dintre consilierii locale au ținut să transmită public câte un mesaj atât colegilor de vot, cât și cetățenilor care i-au trimis în Consiliul Local. De exemplu, la Pașcani, în ședința care a avut loc pe 30 septembrie, consiliera Gabriela Nedelcu a mulțumit în primul rând cetățenilor pentru onoarea de a-i reprezenta timp de 4 ani de zile. De asemenea, Nedelcu le-a mulțumit și colegilor din Legislativul Pășcănean pentru întreaga activitate, cu bune și cu rele, în dezbaterea proiectelor de hotărâre. În vedere că este ultima ședință a Consiliului. Mai este? Ordinară. Ultima ședință a Consiliului Local în această formulă. Dragi colegi, mult succes în continuare celor care veți fi în continuare consilieri. Mă bucur că am avut 4 ani de zile împreună cu diverse probleme, dar tot ceea ce s-a întâmplat, consider eu personal, în acest consiliu local a fost tocmai pentru buna funcționare a administrației locale în folosul cetățenilor. Un succes în continuare! Aceleași mesaje au fost transmise și în ședința de la Hârlău. Consilierul Viorel Ceuc a vorbit despre legislativul care își încheie activitatea, mulțumind tuturor. Din punctul meu de vedere, ca un grup să funcționeze, principalul element este respectul. Am regăsit la toți această calitate. Datorită acestui lucru, am reușit să ducem la îndeplinire obiectivele acestui Consiliu. Am avut respect unii față de alții și am avut respect față de cei care ne-au trimis aici. Am reușit în acești 4 ani să trecem mai multe proiecte. Am reușit să finalizăm unele proiecte din mandatul anterior, am reușit să inițiem și să finalizăm proiecte în timpul mandatului, probabil vor fi proiecte care se vor finaliza în mandatul viitor. Nu voi enumera acum toate proiectele, pot doar să amintesc că în acest mandat au fost finalizate locuința NL, sunt în reabilitare unitățile de învățământ din oraș, sunt în reabilitare străzile laterale a orașului, avem un proiect grandios numit Curtea Dumnească, care sperăm să se finalizeze în viitor. Un mesaj diferit a avut unul dintre consilierii de la PNL, Sorin Hriscu. El i-a criticat pe unii dintre consilieri și i-a acuzat că au luat mită pentru a vota proiectele propuse de primar și s-a lăudat pe el și un alt ales local pe motiv că au fost rebelii din Consiliu. Niciunii funcționari nu au scăpat de acuzații. Consilierul a spus că se ascund în timpul programului prin crâșmele din oraș pentru a nu fi văzuți de oameni. Eu am văzut că sunt 3 feluri de oameni în politică, știți? Aia care stau pe lângă primar, știți, își urmăresc interesul. Așa. Sunt aia care sunt fizic, stau care, fizic. Care li s-au oferit ceva și trebuie să tacă din gură, știți? Și sunt ridicători din mână, care sunt fără opinii că li s-a dat ceva și nu pot să vorbească. Și mai sunt rebelii ca mine, ca domnul Oprei, care își spun adevărul. Și adevărul, normal, totdeauna deranjează. Da, mulțumesc. Și cu funcționarii, să vorbim așa, nu e o chestie, nu toți când îi cauți la Crâșmi, uite, am vrut să fac propunerea asta, sincer, face domnule un bar în primărie. Când caută cetățean, dacă nu găsește un birou, e în bar. Să mai duc tocmai în fundul orașului ca să nu-l vadă nimeni. Cred că știți de cine vorbesc. Și sunt câțiva care nu au respect deloc, nu respectă programul niciodată. Dumneavoastră știți mai bine, nu vă dau numele. Mulțumesc! Menționăm că la Târgu Frumos niciun consilier local nu a adresat vreun mesaj la sfârșit de mandat. Până la validarea noilor consilieri este posibil să mai aibă loc ședințe extraordinare dacă va fi cazul. La Pașcani, primarul a anunțat deja că va avea nevoie de votul Consiliului Local pentru o serie de proiecte urgente. Ședința va fi convocată până pe 15 octombrie. Noii consilieri urmează să fie validați și să depună jurământul până la sfârșitul lunii octombrie.